În această perioadă, toți cei care își petrec sărbătorile la drobeta Turnul Severin au la dispoziție o gamă variată de suveniruri. Produsele sunt diverse, începând de la căni și farfurii cu ilustrația cetății medievale, până la produse ale meșteșugarilor, precum obiecte din ceramică, mire de la apicultori și produse de lavandă. Avem lumânări din ceară, imagine din ceară naturală, tot a producătorilor locali din Mehedinți, care este un cadou extraordinar. Este nașterea Mântuitorului, avem icoane ale artiștilor plastici, care și ele reprezintă, iacătă, mai ales în acest moment, când așteptăm Crăciunul, reprezintă un cadou inedit. Turiștii care vin în drobeta Turnul Severin se pot bucura de o gamă variată de suveniruri spectaculoase aflate la magazinul de suveniruri al cetății medievale a Severinului. Atât cetatea medievală, cât și Castelul Artelor întâmpină turiștii cu produse reprezentative care sunt o amintire frumoasă a orașului. Ceea ce ține de istoria cetății medievale, de la cavalerii ioaniți până la cei templieri care au trecut și au marcat istoria acestor locuri, pot să reprezinte suveniruri cadou pentru românii care pleacă în străinătate la rude și ne dorim să promoveze orașul în acest mod. Unde avem o gamă largă de produse de la meșterii populari din județul Mehedinți. Avem păpuși populare, ulcioare de la meșterii populari de la Marcel Tănăsie. Avem icoanele, avem și figurinele de ceară de la meșteri, de la Buțoi Petre. Avem lavanda. Reprezentanții Palatului Culturii Teodor Costescu au anunțat că magazinele sunt deschise și în perioada sărbătorilor. Așadar, toți cei care poposesc în drobeta Turnul Severin și își doresc să rămână cu amintiri sunt așteptați la magazinul de suveniruri.